binecuvântare de la Dumnezeu Tatăl, dragi frați și surori, sunt Părintele Claudiu de la Misiunea Ruah în lumea întreagă și vă voi da lectura Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei, a doua din adventul acestui an. Prima duminică ne amintim că Iisus ne vorbea de a fi pregătiți. Să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu în această duminică și popăduirea Dumnezeu ce vrea să ne spună. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Ioan Botezătorul a venit ca să predice în pustiul iudeii. El zicea, convertiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a vorbit profetul Isaia, care zice, Iată glasul celui care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, drepte face scărările lui. Ioan purta o haină din păr de cămilă și o cingătoare de piele în prejurul mijlocului său. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Atunci locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din tot ținutul din prejurul Iordanului, ieșeau la el și erau botezați de către el în Iordan mărturisindu și păcatele. Văzând însă pe mulți din farizei și saducei venind să primească botezul lui, le zise, Pui de năpârnici, cine va a învățat să fugiți de mânia ceva să vină? Faceți, deci, roade vrednice de păcăința voastră și nu spuneți în voi înșivă vă, avem pe Abraham de părinte, căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice fiii lui Avram chiar și din pietre acestea. Securea e pusă deja la rădăcina copacilor. Deci tot copacul care nu va face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc el are lopată în mână și va curăți aria și va aduna grâul în hambar, iar paiele le va arde într-un foc ce nu se va stinge. Cuvântul Domnului, la ție, Hristoase! Convertiți-vă, căci s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Acest cuvânt pentru noi poate este mai aproape, mai departe? Convertire, metanoia, a te întoarce spre tine însuți și a te întreba: Sunt onest cu mine și cu ceilalți? Este ușor să fii onest cu ceilalți din jur, sincer cu ceilalți din jur, dar ești onest, sincer cu tine însuți? Iată glasul celui care strigă în pustiu. Pregătiți calea Domnului. Acest glas. Sună în sufletul tău și te întreabă, Ioan Bătezător, te-ai convertit suficient acest an, în aceste zile de advent? Ești pregătit ca Isus să intre în sufletul tău și să te cunoască? Sau ești plin de invidie, de lene, de orgolii, critici pe ceilalți? Întreabă te. Ce trebuie să cureți în sufletul tău? Atitudinea lui Ioan Botezătorul, îmbrăcat foarte simplu, mâncând lucruri foarte simple, ne amintește de umilința pe care trebuie să o avem în îmbrăcăminte, dar și în forma de a mânca. Facem post suficient în viața noastră sau amânăm? Postul de multe ori ne ajută să ne controlăm mai mult privirea, să ne controlăm sufletul, să ne controlăm forma de a avea o prezență în fața lui Dumnezeu sau în fața oamenilor. Ne cristifică, ne ajută să fim mai mult Hristos și mai puțin noi. Duhul Sfânt poate intra în sufletul nostru și botezul cu Duhul Sfânt de care vorbește Ioan Botezătorul, care ierta păcatele și boteza cu apă. Dar noi avem această posibilitate de a ne fi botezați cu Duhul Sfânt. Botezul l-am primit și putem fi convertiți, schimbați cu o bună spovadă putem să lăsăm pe Duhul Sfânt să intre în sufletul nostru și să ne transforme într-un grâu bun care dă multe fructe. Trebuie să știm că, de fapt, cel care dă roade este Isus în noi. Dacă noi îl primim pe Isus, cum spunea Sfânta Tereza de Avila, cât mai mult Isus primesc, cu atât sunt mai mult Isus. Important să știm și lucrul acesta: cu cât mult, mai mult primesc pe Isus, în împărtășanie, în la Eucaristie, în ascultarea cuvântului, în adorație Eucaristică, cu atât mai mult sunt Isus. Și cuvintele lui Ioan ne amintesc la fel: Trebuie și noi să fim o imagine a lui Dumnezeu, să fim lumină lumină pentru ca să primim lumina lui Isus, să luminăm în această întunecime a lumii. A venit în lume ca o lumină și nu a fost primit. Este întuneric în sufletul tău sau este deja mai multă lumină? Isus vrea să rămână cu tine, să fie lumina vieții tale aici, și în cer. Domnul să te binecuvânteze, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și Sfânta Fecioară Maria să fie cu tine tot timpul vieții tale. Amin.